Iubiți frați și surori, cei din exteriorul familiei noastre politice și spirituale rămân stupefiați atunci când văd din afară cum în interiorul acestei extraordinare familii omul de azi, cetățeanul Republicii Moldova, poate trăi profund și fără rest sentimentul fericirii atunci când face politică. 20 de ani de luptă, de afirmare a unor valori naționale și democratice, a creat în această țară un curent de opinie viguros, profund, serios, angajat în totalitate pentru o bătălie extrem de importantă. Am rememorat cu toții aceste evenimente extraordinare la care am participat și de regulă, în mod firesc și natural, se rețin momentele de vârf înălțătoare pe care le-am văzut și pe imaginele acestea documentare. Memoria omului este selectivă, dar de dragul adevărului trebuie să ne aducem aminte încă o dată că la început cei care credeau în șansele noastre erau foarte puțini. Mi-aduc bine aminte când ne-am adunat pentru prima dată la bustul lui Mihai Eminescu, o mână de tineri, o mână de nesăpuiți, o mână de studenți și post-studenți pentru a ne spune unii altora că vrem libertate, că respirăm în profunzime aerul libertății și că Imperiul Sovietic nu poate stăvili această sete de libertate. Îmi aduc bine aminte cum am început să adunăm semnături pentru limba și de ce alfabet. De dragul adevărului, trebuie să mărturisim că scria cu alfabet rusesc, credând pentru alfabetul latin. Mi-aduc bine aminte cum căutam hârtie curată. Mi-aduc bine aminte ce însemna să găsești suficiente pagini pentru a aduna semnăturile care la un moment dat au început să curgă râul spre noi. Mi-aduc bine aminte cum eram ocoliți de cei înțelepți care își devea proști. Pentru că cine mai putea crede că noi, românii basarabeni, mai avem o șansă în istorie? Tăcerea a fost sfată, ne-am ridicat în picioare, ne-am descovoiat spatele și am ridicat fruntea sus. A fost pentru prima dată când s-a văzut că se poate. Am fost urmați de foarte mulți adepți. Acel elan extraordinar, acea energie care s-a declanșat acum 20 de ani, a produs evenimente extraordinare. Toți analiștii de astăzi, care examinează cu instrumente științifice și academice cauzele prăbușirii Imperiului Sovietic, constată fără putință de tăgadă că nu factorii economici, ci nu jocurile de culise au provocat destrămarea Uniunii Sovietice, ci triumful națiunilor care au abandonat statutul de popoare captive. Aceste națiuni s-au manifestat prin elitele lor. A fi parte a elitei naționale înseamnă a-ți asuma responsabilități suplimentare față de cele pe care le are un om obișnuit, familiale, profesionale, de viețuire confortabilă și de trecere cumva prin această viață. Acest sentiment înălțător, această angajare profundă și fără rest, această târzenie de care am dat dovadă, ne-a adus succesiv, rând pe rând, pe care le-am profetizat, pe care le-am scandat, pe care le-am formulat în documentele votate în Piața Mare a Adunării Naționale și pe care le-am obținut împreună. Nu a constituit o majoritate aritmetică în Republica Moldova. Dar întotdeauna această elită națională, acest spirit combativ a reușit până la urmă să răzbată peste inerție, peste frică, peste lașitate, peste trădare și a reușit să clădească cărămidă în cărămidă Republica Moldova ca stat independent și liber.
autoritățile pe care le asumăm sunt diferite. Nu întâmplă doar documentele pe care le-am votat împreună, inclusiv în acest congres. Spun clar că Partidul Popular Creștin Democrat își asumă răspunderea penală pentru destinul acestei țări, pentru reușita proiectului politic pe care l-am rostit împreună de atâtea ori. Uitați-vă cât de frumos s-au uniformizat opțiunile astăzi în Republica Moldova. Toate partidele politice, mari și mici, de stânga și de dreapta, inclusiv centriștii, spun, Republica Moldova trebuie să devină membru a Uniunii Europene. Și au dreptat. Puțin însă își mai aduc aminte, și asta contează foarte puțin, poate, pentru evoluțiile istorice pe care le trăim și pe care le trăim cu toții. Cine și când a spus primul, cine și când a făcut efortul, cine și când și-a asumat riscul. Noi suntem un partid inovator, iar orice inovație provoacă rezistență și neîncredere. Iar inovatorul care vrea să fie victorios, care vrea să-și realizeze proiectul de succes, trebuie să manifeste perseverență. Perseverența aduce câștig de cauză. Întotdeauna. Iar după aceea vin mulțimile, iar după aceea vin papagalii care imită inovatorii. Dragi prieteni, astăzi în fața Republicii Moldova stă o altă provocare istorică, peste care, slavă Domnului, au trecut deja atâtea popoare captive din fostul Imperiu Sovietic și din țările satelite. Ținta noastră este NATO și Uniunea Europeană. Astăzi suntem mai puternici decât acum 20 de ani. Dintr-un simplu motiv că avem o experiență bogată, 20 de ani, o parte importantă din viața unui om și, în același timp, un segment de istorie care a produs noua generație. A scos în scena politică a Republicii Moldova, elita noastră, tineretul nostru. Dragii mei, să ne imaginăm cum va arăta Republica Moldova peste alt 20 de ani. Să nu aveți nicio îndoială că toți politicienii care vor supraviețui, vor atunci, nu doar politic, dar și fizic cumva, vor spune, bineînțeles, că toată lumea a dorit, din frage de copilărie, ca Republica Moldova să fie membru NATO și în Europene. Tot să-i aplaudăm pentru asta. Să nu uităm pentru nicio clipă că partidul nostru a țâșnit în istorie ca o reacție de protest. Ca o necesitate firească de a rosti adevărul plin și până la capăt. Ca o manifestare firească a demnității personale și colective a oamenilor din această parte a lumii. Nu au fost originali, dar nici mai veni decât ceilalți. Frații noștri ucraineni, georgieni, baltici, polonezi, unguri, bulgari, toți cei care astăzi ne felicită cu prilejul acestei frumoase aniversări și-au luat startul odată cu noi. Și noi odată cu ei. Această solidaritate extraordinară pe plan regional, continental și internațional este o altă chetoșie a marelor noastre împliniri și victorii. Vreau cu această ocazie să-i aduc mulțumiri speciale lui Ivan Zâmbun. Domnul Brun, unde ești? Ridică mâna. Să te aplaudăm încă o dată. Creștin democratul german, care a participat în noiembrie la congresul din această sală, neînțelegând limba română, a înțeles spiritul acestei mișcări politice. Și a manifestat entuziasmul și după congresul pe care l-am avut atunci și acolo la Berlin. Am avut fericită ocazie să mă întâlnesc cu el și cu alți politicieni importanți de la Berlin acum o săptămână și să discutăm destinele politice ale Republicii Moldova în cadrul adunării parlamentare NATO, acolo unde s-a discutat cu tărie și s-a afirmat odată în plus că Georgia și Ucraina vor fi membre ale Alianței. Iar Moldova trebuie să-și propună să nu rămână în urmă în a
această extraordinară întâmplare istorică care ne permite nouă să ne manifestăm ca adevărate caractere. Îmi place să repet că istoria este creată de caractere. Nu datorită unor împrejurări prielnice, ci datorită cu pofida unor împrejurări neprielnice. Să nu așteptăm laudă de la dușmani, să nu așteptăm aplauze pentru faptele noastre și să învățăm cea mai simplă și mai profundă lecție creștină. Fă bine și nu aștepta răzbat. Capacitatea noastră de rezistență în timp, capacitatea noastră de continuare a efortului extraordinar pe care îl întreprindem, stă în unitatea noastră internă. Dragostea, prețuirea, înțelegerea și bunăvoința pe care o manifestăm unii de alții, unii față de alții, este cea mai importantă latură a activității noastre politice. Nu spectacolul exterior, nu procentele vin la început. La început vine această comuniune interioară. Am vorbit de foarte multe ori în fața dumneavoastră, mai mult în stradă decât în TV. Și am spus întotdeauna că noi, cei care reprezentăm generația anului 88, ne-am alimentat bateriile spirituale de la părinții noștri, dar și de la părinții noștri spirituale. Eu mă bucur foarte mult că Ion Moraru este atât în această sală. De la Ion Moraru am învățat în mare măsură să facem politică. Să rezistăm. Să facem comparații corecte. Să nu ne miorlăim, să ne plângem, să ne lamentăm că ne este greu. Lor le-a fost mai greu. Noi suntem, slavă Domnului, într-o epocă când pentru convingeri politice nu-ți mai pierzi viața și nici libertatea. Să uzăm de această șansă istorică rarisimă pentru poporul nostru. Este un mare avantaj și o responsabilitate să facem uz de libertățile pe care noi înșine le-am plătit în această țară. Mă bucur foarte mult pentru prezența lui Valentin Mândăcanu. Datorită căruia, eu și prietenii mei, am învățat să vorbim și să scriem corect românește. Cunosc pe Valentin Mândăcanu mult înainte de a cunoaște personal. Diferența de vârstă, însă, nu se simte între noi. De ce? Pentru că suntem frați ai aceleiași familii politice și spirituale. Această lungime de undă comună care ne face să ne simțim la fel de fericiți prin trăirea și prin acțiunea pe care o întreprindem, ne egalează ca ranguri, ca vârstă și mai ales ca aspirații. Este extrem de important să putem constata astăzi că noua generație nu reprezintă doar o vârstă biologică. Noua generație este o stare de spirit. Trebuie să aducem mulțumiri speciale primei guvernări comuniste. Trebuie să mulțumim cenzorilor și preconitorilor noștri, datorită cărora s-au selectat cei mai tari, cei mai inteligenți, cei mai curajoși tineri și s-au format și s-au gărit protestele noastre scătare în viața mare a noastră națională. Acești tineri care s-au angajat mulți dintre ei pentru prima dată în bătăliile politice, fiind elevi și studenți, în anul 2002, deja au trecut și universitatea și postuniversitarul în interiorul Partidului Popular Creștin Democrat. Ați auzit câtă splendoare intelectuală a demonstrat astăzi această copiliță, Tatiana Istracă. Poate au adus aminte. Cu paprika de color pe frunte, vorbind în piețele publice atunci, în anul 2002. Acum este momentul istoric să înțelegem că noi, cei care am cucerit piețele publice timp de 20 de ani, a venit momentul să cucerim instituțiile publice. Instituțiile acestui stat trebuie să fie conduse de oameni competenți, de oameni morali, de oameni angajați pentru servirea binelui comun. Creștinii democrației știu și pot să administreze treburile publice în interesul colectivităților locale sau în interesul național al Republicii Moldova. Dragi prieteni, entuziasmul nostru, speranța noastră, nădejdea în victorie, trebuie să ne ghideze și de acum încolo. Cea mai grozavă și
cel mai important pariu pe care îl facem vreodată în viață este pariul cu noi înșine. Să știm să ne ridicăm în picioare după fiecare înfrângere, după fiecare poticnire. Să știm să continuăm și mâine și poimâine și până la sfârșitul veacului pentru lupta pentru libertate și dreptate. Lupta între bine și rău nu va înceta niciodată. Noi suntem expresia modestă a acestei nesfârșite lupte de partea binelui. Angajamentul nostru profund religios este cel care ne dă vigoare interioară. Dragi prieteni, să ne amintim că regimul sovietic nu doar ne-a luat limba și numele neamului nostru. Cea mai grozavă lovitură a fost împotriva credinței noastre. De aceea, de atâtea ori, am cântat împreună imnul acesta frumos al bisericii noastre strămoșești. Cu noi este Dumnezeu, de cine ne vom teme. Astăzi, nouă ne vine mai ușor decât altora să apreciem evenimentele politice din trecut, din prezent și din viitor. Să avem o viziune strategică asupra lucrurilor, pentru că avem experiență politică. Simțim dinamica evenimentelor și suntem cei care vor aduce Republica Moldova acolo unde dorim să fie. Dragi prieteni, încercarea mare pe care o are astăzi Republica Moldova este rezistența în fața presiunilor politico-militare, economice, mediatice, religioase și de toate tipurile pe care le suportă ca stat țintă din partea statului agresor. Noi dorim să avem relații foarte bune și prietenești cu Federația Rusă. Și regretăm foarte mult că mai mari aceste țări nu pot înțelege că noi nu suntem împotriva lor, cum nu suntem împotriva lor ucrainenii, balticii, georgieni. Noi pur și simplu suntem alții. Și am construit alte țări, pe alte temei democratice, libere, dornice, să se regăsească în marea familie europeană. Este un drept cucerit care trebuie consolidat. Calea înapoi nu există. Numai înainte. Dragi prieteni, trebuie să spunem două cuvinte și despre frații noștri din Transnistria. Slavă Domnului! Nu mai există niciun naiv în Republica Moldova care ar crede că mântuirea Basarabiei vine prin abandonarea Transnistriei. Niciodată. Acolo sunt frații noștri, acolo sunt cetățenii noștri, acolo sunt oamenii pe care trebuie să-i iubim și cu care trebuie să fim solidari și pe care trebuie să-i întoarcem acasă cu tot teritoriul nostru Transnistriei. Și Moldova este o stare de lucruri provizorie. Însă cât de repede va pleca această armată, depinde foarte mult de noi. Dar actorii internaționali de primă mărime sunt jucători de primă importanță și le recunoaștem statutul și meritele. În același timp, trebuie să știm să facem alianțe cu cei mari, trebuie să fim flexibili și dinamici, să fim prezenți la tribunele internaționale și în marele cancelarii ale lumii pentru a ne promova noi înșine interesele. Iar atunci vom avea parte de solidaritate, înțelegere, sprijin și respect. Ne-am cucerit respectul și din partea adversarilor. Dovadă sunt intervențiile regulate ale președintelui Voronin. Cum vine asta, un om ca președintele Voronin, primonitorul de altă dată, îl laudă pe Iulie Roșca și Partidul Popular Creștin Democrat. Pentru că s-a convins și el că toată noastră poate avea un partener loial, în măsura în care el și Partidul Dânsului se prezintă ca purtătorii intereselor naționale a Republicii Moldova. Dragii mei, vine un examen teribil de important. Nimeni nu are victoria pusă în cui. Acum, în aceste zile și în aceste luni, se pregătește rezultatul electoral pentru anul 2009. Anul 2009 înseamnă pentru noi și un sfârșit de ciclu istoric. Acest ciclu istoric se cheamă tranziție dinspre totalitarism, spre democrație funcțională, dinspre economie centralizată, spre economie de piață funcțională și prosperă, dinspre Imperiul Sovietic, spre Uniunea Europeană și NATO.
de faptul cât de mulți creștini democrați vor fi în viitorul legislativ și în viitorul guvern, depinde viteza reformelor, calitatea lor, dar și viteza cu care ne vom apropia de cele două organizații internaționale, care cel de la noi e foarte clar. Capacitatea de reformare, capacitatea de promovare a standardelor și normelor europene, ca după aceea să ajungem acolo pe merit, ca egal între egali. Efortul nostru de astăzi trebuie să ne determine să scurtăm cât mai mult posibil această stare de tranziție care provoacă suferință multora dintre frații noștri. De noi depinde acest succes. De fiecare dintre noi. De cele câteva mii de militanți creștini democrați care înțeleg să-și servească idealurile și să împărturisească valorile din toată inima lor și din tot sufletul lor. Am deplină convingere că reușita este aproape, pentru că în 20 de ani de zile nu am obosit. Încă o dată plecăciuni până la pământ pentru generația părinților noștri. Pentru generația celor care au vorbit astăzi în această sală testamentar, crezând în noi, crezând în vigorozitatea mișcării noastre politice și a curentului nostru spiritual. Aș vrea ca aceste 20 de ani, adunându-ne în aceeași sală, să putem să spunem, uite că am făcut-o și pe asta. Plecăciuni până la pământ tuturor prietenilor mei, care mă cunosc ca o persoană dificilă, ca o persoană deseori conflictuală, ca o persoană deseori nesuferită. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc lui Ștefan și lui Vlad. Prietenie dintre noi. Am semnat foarte mult pentru succesul partidului meu. Nu asta nu pentru a diminua valoarea cuiva dintre dumneavoastră, dar pentru că nucleul Partidului Popular Creștin Democrat a avut invariabil, alături de mine, de cei doi prieteni, extraordinar de importanță pentru mine. Iată de ce eu cred în prietenie și cred în importanța prieteniei ca factor determinant în succesele politice ale partidului nostru. Dragi prieteni, să nu ne molipsim de moleșală, de neîncredere, de zgust și îndoială. Să nu ne comparăm cu oamenii comuni, care sunt diferiți de noi, care poartă responsabilități diferite și care au grijă firească și normală de propriile familii, de proprii copii, de propria vârstare. Și noi avem grijă de familiile noastre și de copiii noștri. În plus, însă, avem grijă și de familiile și copiii lor. Sunt mândru de faptul că astăzi am lansat o carte extraordinară datorită, în primul rând, eforturilor lui Mihai Adamce. Cartea de documente care însumează o parte din scrierile noastre politice dintre anii 88 și 94. Vor urma alte câteva volume. Este o zestre politică extraordinară. Eu mă sunt mândru atunci când văd că alte partide apărute peste noapte copiază cu grijă textele elaborate de noi câteva decenii în urmă. Noi nu avem pretenția de drept de autor. N-au decât să se inspire, dacă merg pe aceeași linie de conduită morală și au aceeași aspirații europene. Dragi prieteni, iată că în acest moment extrem de important și solemn pentru fiecare dintre noi, trebuie să nu uităm despre două elemente definitorii pe care se ține orice colectivitate umană. Așa spunea Mircea Eliade, după ce studia cam tot ce se poate studia despre istoria popoarelor, a religiilor și a credințelor tuturor popoarelor din toate timpurile și din toate colțurile lumii. Două idei directorii fundamentale, dominante, ghidează colectivitățile umane. Cultul strămoșilor și nostalgia paradisului. Asta înseamnă, de două ori, raportarea la trecut. La trecutul istoric și la cel de până la istoria neamului omenesc. Este extrem de important faptul că mișcarea noastră politică a țâșnit prin raportarea corectă la trecut. N-am uitat
că suntem fii ai neamului românesc și n-am uitat că suntem fii ai Tatălui Ceresc. De aici ne verticalitatea, vigorozitatea, această efervescentă, scântuitoare, scânteitoare în trăirile și în acțiunile noastre. Acțiune fără trăire nu există. Cinicii, mulțumiți de sine, ține și lașii, nu și-au loc pentru noi. Unii dintre ei nivelesc în rândurile noastre, dar nu rezistă și evadează. Dumnezeu să-i iubim. Strămoșilor, ne gândim la morții noștri. La morții noștri îndepărtați, la marele figuri istorice, dar și la cei care au decedat recent. Răpuși fie de cuțitul inamicului, fie de gluntele dușmanului, fie de guida asasinului. Aș conveni doar trei nume pentru a ne învăța să ne raportăm cu serenitate și la ei. Dacă suntem creștini și trăim numai cu trupul, trebuie să nu uităm că ei ne văd și ne aud. Dumitru Moldovan, asasinat la 2 noiembrie 1990, cu 2 lovituri de cuțit în inimă, pentru faptul că avea o insignă tricolor de piept. A lăsat 2 copii. Și o amintire extraordinar de frumoasă, că și-a dat viața pe altarul credinței în vigorozitatea și splendoarea fenomenului românesc în vasă. Grigore Vârtosu, fruntașul demonstrației de la 12 martie 1989, poetul și tractoristul, omul de spirit și luptătorul politic, cel care a fost arestat în ziua dinspre 12, spre 13 martie, din Crâmnățelinul, Căușeni. A fost Crăzălinic, a fost arestat în noaptea aceea, coborându-se din tren, alături de alți 9 membri ai acelei manifestații de protest. Am protestat